Vânăm împreună obligațiuni pe bursa de valori din București. În videoclipul precedent am investit în 4 companii de pe bursa de valori din București. Am lăsat și o parte din suma alocată pentru momente în care să fac DCA, pentru momente în care prețul pe acțiune poate să scade și să consolidez mai jos, să-mi reduc baza de cost și bineînțeles poate găsesc alte oportunități. Vreau să spun cu participa asta de portofoliu, pentru că în portofoliul meu personal iau alte decizii, mult mai dinamice, mult mai rapide, ad hoc și nu stau um, Mereu să le împărtășesc, da? După cum ți-am spus și videoclipul precedent, te invit să-l vizionezi dacă n-ai făcut-o deja. În acest videoclip vânăm obligațiuni pe Bursa de Valori din București și o să discutăm despre obligațiuni și despre diferențe. După categorie avem obligațiuni corporative, obligațiuni municipale și obligațiuni guvernamentale, acele titluri de stat fidelii, cu curate de cupon foarte mari aproape 8%, chiar și 8% pe 3 ani scadență, dar astăzi o să achiziționăm obligațiuni pe bursă, deci nu intrăm în perioada de subscriere, să le luăm direct de la emitent și să le deținem. Știu și eu de la trezoreria română, un punct de trezorerie sau poșta română, Tezaur, da, perioada de subscriere sau chiar Fidelis, nu le cumpărăm direct pe bursă obligațiuni deja emise și vreau să-ți arăt procesul de raționare procesul de cercetare în identificarea celor mai atractive obligațiuni. Hai să începem. Deci, acesta este portofoliul de investiții pe care l-am creat în videoclipul precedent. Da? Am alocat 20.000 de ron, am cumpărat 4 companii și mai avem aici, vedem, 109 sau 10.000 de ron, da? 11.000 de ron aproximativ, să spun așa, din care 6.000 de ron vreau să plece în obligațiuni. Hai să vedem cum identificăm obligațiuni. În primul și în primul rând mergem pe BVB, da? pe Bursa de Valori din București. Hai să dăm un refresh pe această pagină. Deci aceasta este interfața principală. Merge la instrumente financiare, merge la obligațiuni, adică instrumente financiare portatoare de venit fix. Hai totuși să spun ce este obligațiunea din nou, dacă n-ai aprofundat deja în multe videoclipuri în care am discutat. O obligațiune este un certificat de îndatorare da? pe care emitentul îl emite se împrumută de la investitor după ce investitorul cumpără certificatul de îndatorare obligațiunea. Emitentul astfel devine debitor, iar investitorul devine astfel creditor. De ce? Pentru că achiziționează obligațiunea, ia acel certificat, orică iei digital, orică iei direct fizic, în perioada de subscriere, după care banii respectiv pe care tu îi aloci în momentul în care cumperi obligațiunea ajung la emitent, la debitor și se folosește în diferite scopuri. Dacă o companie se folosește pentru finanțare în diferite proiecte sau știu și eu cu diferite scopuri, o să vezi în prospectul de obligațiune, trebuie să scrie acolo sau în comunicate de presă. Dacă e statul român, cum ar fi să spun programul Fidelis sau Tezaur în care se emit obligațiuni, titluri de stat către poporul român, rezidenți români care le achiziționează și după împrumută statul, ce face statul cu banii respectivi? Mai stinge din datorii, mai să spun așa, acoperă din deficitul de stat și așa mai departe, sau pur și simplu se ajută de acel capital să financeze anumite proiecte de infrastructură și așa mai departe, ar trebui în momentul în care este un program. Care este valabil de subscriere de obligațiuni, ar trebui să specifice în lege care este scopul pentru acea emisiune de obligațiuni. Deci ai înțeles, tu dacă vrei să financezi o companie, o societate comercială, statul sau știu și o primărie și cumperi obligațiuni municipale sau Consiliul Județean dintr-un anumit județ și așa mai departe, tu cumperi obligațiunea ori în perioada de subscriere direct de la stat sau de la companie pe bursă sau printr-o bancă, poți să faci asta, bineînțeles ar trebui să vezi exact la obligațiunea respectivă unde se poate cumpăra în pricină și după care, după ce cumperi această obligațiune, o deții și poți să o ții până la scadență, da? să încasezi principalul și cupon în fiecare an o rată fixă, sau poți să vinzi în piața liberă, la prețul din piață, stabilit de cerere și ofertă, în principal drenat de rata de dobândă din economie. Te invit să vizionezi videoclipul în care am explicat pe larg ce sunt obligațiunile și cum sunt influențate de către yield. Dar relația inversă dintre prețul pe obligațiune și yield am pregătit acolo. Mulți membri Foxen care mă urmăresc, n-aș vrea din nou să le zic aceste informații să mă repet, pentru că poate au obosit să asculte sau știu și eu, le-au aprofundat deja în acest videoclip și te invit să te duci și să vizionezi acolo. Acum, totuși fac un mic, mic, mic sumar, deci ai valoarea nominală la obligațiune, ce înseamnă valoarea nominală? În momentul în care tu cumperi obligațiunea de la emitent în perioada de subscriere, plătești valoarea nominală pe obligațiune, care poate să fie 100 de RON pe obligațiune, vrei să cumperi de 1000 de RON, cumperi 10 obligațiuni, da? După care tu, să zicem, dacă au scadență, uite, introducem al doilea element. Dacă au scadență în 3 ani, în 3 ani de zile, după 3 ani tu primești principalul, da, valoarea nominală pe care ai plătit-o la subscriere, ca să iei obligațiunea, tu o primești înapoi și în fiecare an, dacă scadența e 3 ani, primești cuponul. Ai o rată de cupon stabilită în prospectul de emisiune de obligațiune, ai o rată de cupon de 5%, 6%, 8%, putem să vedem, și primești 8% din 100 de RON pentru fiecare obligațiune pe care o deții, deci mulțești cu numărul de obligațiuni în fiecare an după care ai prețul pe obligațiune care nu este în general același cu valoarea nominală în piața liberă. De ce? Pentru că ține foarte mult de yield, ține foarte mult de rate de dobândă, cu cât crește rata de dobândă, cu atât practic pentru obligațiunile noi emise rata de cupon e mai mare și atunci pentru obligațiunile deja emise care nu mai sunt atât de atractive trebuie să se corecteze prețul, de să scadă, da? deci când cresc ratele de dobândă, prețul la de obligațiune deja emise scade ca să fie în continuare atractive și să fie acel de low of one price. Pentru active similare în risc care au caracteristici intrinseci similare, prețul din piață într-o piață quasi eficientă cel puțin ar trebui să fie același. Și o să vezi că astăzi o să cumpărăm o obligațiune deja emisă care se tranzacționează peste puțin valoarea nominală, dar nu contează, o să-ți explic imediat de ce. Între timp, lasă un comentariu și spunem, tu deții obligațiuni, aș vrea să-mi spui la acest punct dacă tu deții obligațiuni. Te rog, pune pauză și spunem, deții obligațiuni, spune -mi și mie, lasă și un like dacă ți-a plăcut până la acest punct materialul, hai să continuăm. Deci, în momentul de față avem mai multe opțiuni. Da? Am discutat despre obligațiuni, dinamica din spate, elemente. A, ah, am uitat să zic de acel yield. Deci, pe lângă valoare nominală, scadență, am vorbit despre rata de cupon, am vorbit de preț, yield, yield to maturity, o să-l vedem, este randamentul total pe care investitorul îl primește din momentul în care achiziționează obligațiunea, orcoia direct de la emitent în perioada de subscriere, ori că o ia din piața liberă deja de la o persoană care a cumpărat-o în trecut, din punctul acela până când încasează principalul la scadență, dat to maturity, la scadență la maturitate, il to maturity practic măsoară sau anticipează, calculează, să zic așa, randamentul total pe care l-ar obține investitorul. Și o să discut imediat despre această dinamică între preț și yield, o să vezi imediat la ce mă refer. Ei bine, ne întoarcem pe BVB. Pe BVB avem mai multe obligațiuni și aici e simbolul fiecărei obligațiuni foarte important acest simbol, ai titluri de stat, adică obligațiunii care sunt guvernamentale emise de către statul român, ai obligațiuni corporative, poți să setezi de aici să ai doar corporative, după cum observi, poți să setezi de aici să ai doar titluri de staș și așa mai departe. Dacă intri, de exemplu, pe Bitness Systems, vezi că această obligațiune se tranzacționează la 103 RON, da? adică la un premiu. Valoarea nominală sigur este 100 de RON. Uite, chiar o să intrăm pe ea să-ți arăt un pic despre ce este vorba, după care mergem să vânăm obligațiuni împreună. Deci putem să vedem la Bitness Systems, 2026 ai E la final, înseamnă că se tranzacționează în euro această obligațiune adică a fost emisă în euro, putem să vedem că are o valoare nominală de 100 de euro. Da? Putem să vedem aici la informații emisiune. 100 de euro este valoarea nominală pe obligațiune. Valoarea emisiunii, 2 milioane de euro obligațiunii în valoarea aceasta agregată sau emis, în momentul de emisiune, vedem că au început să se tranzacționeze pe 7-3-2023 a a și data scadenței maturități este 6-2026, moneda de emisiune euro. Și aici, prospectul de emisiune al obligațiunii, te invit să-l citești dacă vrei să achiziționezi într-una dintre aceste companii. Ar fi foarte important să o faci și dacă investești în obligațiuni care sunt emise de companie, adică obligațiuni corporative, intră în situații financiare la compania respectivă și vezi ce indicator de solvență, în primul rând, are compania respectivă să vezi ce bonitate financiară are, sunt mai mulți indicatori la care trebuie să te uiți, în principal în bilanțul contabil, în principal să ai mai multe active decât pasive și bineînțeles trebuie să iei și ce dobânzi au deja, cheltuieli cu dobânzi, să vezi exact ce poziție de solvență și lichiditate foarte importantă are compania în pricină, pentru că riscul este să intre în incapacitate de plată la scadență sau la plata cuponului și atunci tu să-ți pierzi banii dacă compania intră în insolvență. Mereu, înainte să cumperi o obligațiune corporativă să verifici nivelul de solvență al companiei în pricină, foarte important. Ok, vedem cuponul curent, da? Deci rata de cupon este de 9%. Bineînțeles că este o rată de cupon mai mare decât la obligațiunea la titlul de stat, da? Obligațiuni guvernamentale, de ce? Pentru că este un risc mai mare să investești în această companie, în aceste obligațiuni, decât să împrumuți statul, nu? Statul e mai puțin probabil să intre în incapacitate de plată, cum ar fi o companie ca Business Systems. Business Systems, acțiuni pe care le-am achiziționat în videoclipul precedent, te invit să-l vizionez dacă n-ai făcut-o deja. Vedem un yield to maturity de 8,17%. Ei bine, acum ajungem la o relație foarte importantă. În momentul în care rata de cupon este mai mare decât randamentul, da, yield-ul din piață, da, yield to maturity, de 8,17%, atunci obligațiunea se tranzacționează la un premium. De ce se întâmplă acest aspect? Pentru că deja obligațiunea te plătește mai mult în cupon decât te plătesc obligațiuni de risc similar din piață, yield fiind cumva consensul din piață ca randament pentru obligațiuni cu caracteristici similare de risc apropiat. Și atunci, pentru că te plătește, în general, când cuponul, rata de cupon e mai mare decât il du, atunci se tranzacționează la un premium. De ce? Tu, într-adevăr, cumperi la 103 ron și se zice că la emisiune a fost 100 de ron. Îți dau un exemplu, pentru că a fost valoarea nominală 100 de ron. Tu la scadență o să primești 100 de ron. Deci, practic, tu o cumperi în pierdere pe partea de principal. Dai 103 ron și îți vin 100 de ron. Dar între timp, în fiecare an, îți vin cam 9 ron pe fiecare 100 de ron, pentru că aceasta este rata de cupon. Și atunci, pentru că tu primești 9 ron în fiecare an, se compensează din randamentul pe care îl primești din plata cuponului această erodare, dacă vrei, în randamentul Principal plătit, principal primit. Deci, tu plătești 103 euro pe această obligațiune acum, da? Plătești 103 euro, primești 100 de euro la scadență. Și atunci, tu plătești 103 euro, primești 100 de euro. Deci, tu practic pleci în pierdere cumva la partea de principal, dar pe de altă parte. Ai cuponul, da și vorbim în euro aici. Este 9% în euro. E foarte important să înțelegi acest aspect. Dacă te uiți pe obligațiunii guvernamentale, fidele, titluri de stat în euro, nu știu câte 3-4%. Și atunci este un randament destul de mare, pentru că e risc mult mai mare la companii. Și atunci rata de cupon este chiar mai mare pentru business systems decât randamentul obținut în piață pentru obligațiuni similare. Și atunci tu plătești mai mult 103 euro, dar primești 9 euro în fiecare an. Și atunci, pentru faptul că se erodează din randamentul principal plătit, principal primit, se compensează acea erodare, dacă vrei, din cash flow, din fluxe de numerar anuale pe care le primești din plata cuponului de 9 euro anual. Și atunci să ții minte lucrul acesta. Când rata de cupon e mai mare decât Ildu, atunci o să se tranzacționeze la un premium, da, prețul, față de valoarea nominală. Dacă e mai mică rata cuponului decât Ildu din piață, atunci o să se tranzacționeze la un discount sub 100 de euro sau ron sau depinde de monedă. De ce? Pentru că tu plătești mai puțin pentru o obligațiune care te plătește un cupon mai mic decât randamentul pe care le obține din piață. Înțelegi, la alte obligațiuni de risc da, low of one price. În regulă, am discutat puțin despre obligațiuni. Poți să verifici aici ce obligațiuni sunt emise, atât pe segmentul principal, cât și pe alte segmente, da, ia în calcul aceste aspecte. Eu m-am uitat în acest PowerPoint la Tradeville, mi se pare foarte bun și acest PowerPoint, din nou, Tradeville nu sponsorizează acest videoclip, am zis și în videoclipul precedent, pur și simplu investesc pe această platformă, că este foarte des folosită de mulți investitori și atunci poate ți este familiar. Acum, putem să vedem următorul lucru. Eu o să investesc acum în titlul de stat și putem să vedem titlul de stat din programul Fidelis, da? am putea să vânăm niște obligațiuni corporative. În opinia mea, deja am comparat acțiuni, da? în videoclipul precedent, invit să vizionez, și atunci nu mai vreau să cumpăr obligațiuni corporative. M-am uitat și la randament, e mai mare ce e drept decât la titluri de stat, dar nu cu mult mai mare. De exemplu, am găsit titluri de stat Fidelis cu rată de cupon de aproape 8%. Uite aici, Ministerul de Finanțe, simbolul acesta, uite să să fac mai mare puțin, valoare nominală 100 de ron, a fost emis obligațiunea pe 24 6 a 2022 are scadența în 2025, deci în 2 ani și 2 luni și vedem că are o rată de cupon de 7,8% în RON. Și atunci când mă plătesc anumite obligațiuni corporative, hai să zicem 90%, dacă găsesc, da, să te uiți și tu. Și atunci, dacă stai să te gândești, nu e atât de mare diferential da, diferența, nu e atât de mare, câteva puncte procentuale, n-aș vrea să fiu lacom la această parte de bani și atunci vreau să investesc în titluri de stat, nu mi se pare suficient de mare diferența cât să mă atragă să investesc în obligațiuni corporative, dar ia în calcul un aspect foarte important. În momentul în care o să scadă ratele de dobândă, pentru că sunt foarte sus acum și o să scadă, da, de-a lungul anilor viitori o să scadă clar ratele de dobândă, pentru că nu intri altfel în perioada de expansiune economică, atunci o să crească foarte mult prețul la obligațiuni, enorm. Ți-am spus, rația inversă, scade rata de dobândă, crește prețul la obligațiuni. Și atunci, curbura, da, curbura, convexitatea, dacă vrei, hai să zicem uh, duration-ul, da, durata. S-a mai povestit în videoclipul precedent ce este durata, sensibilitatea dintre creșterea ratei de dobândă și creșterea sau scăderea prețului pe obligațiune. Și nu vorbim acum de Macaulay Duration, vorbim de Modified Duration, nu intru în detalii specifice, dar vreau să spun că obligațiunile corporative o să vezi că curbura respectivă la relația de sensibilitate dintre creșterea ratelor de dobândă și, să spun, scăderea, mai bine zis, cu precădere, la ratele de dobândă pentru că o să scadă, creșterea prețului în obligațiune corporative o să fie mai accelerată, da? o să fie mai accelerată în momentul în care scadă ratele de dobândă decât pentru titluri de stat. Curbura respectivă este mai accentuată, da? acea convexitate. Și atunci trebuie să iei în calcul că eu de ce investesc în obligațiune acum? Pentru că sunt ratele de dobândă sus și o să scadă. Și atunci prețul acestei obligațiuni o să crească, înțelegi? Pe lângă acel cupon pe care îl primesc, eu dacă vreau să vând înainte de scadență această obligațiune, o să pot să vând mai sus dacă ratele de dobândă scad. Dar în același timp nu o să mai primesc cuponul în viitor e low of one price. În obligațiuni, instrumente financiare portătoare de venit fix se echilibrează mult mai bine prețul din piață decât pentru acțiuni unde piața nu e așa eficientă. În regulă, deci să spunem că vreau să investesc în această obligațiune, da? M-am uitat la mai multe, vedem și cu 8%, dar e un volum mediu mai mic, nu ne calicim, căutăm acest simbol. Și ne ducem pe Tradeville, caut acest simbol, da? Am deschide acest simbol, mergem la cumpără și dăm aici ordin complex. Hai să discutăm puțin aici pentru că am discutat deja pentru acțiuni și vreau să discutăm și despre obligațiuni. Vedem aici și din nou adâncimea pieței, da? Vedem că maturitatea este în 2025, scadența. Oricum, dacă vrei să te uiți și pe trei detalii, da? Uite, vezi aici scadența 2025, data cupon 2023, dobânda 7,8%, adică cuponul și dirty ask, O să-ți explic imediat ce înseamnă dirty și clean, nu-ți face nicio grijă. Și atunci mergem să cumpărăm, da? Și o să discutăm imediat și de despre obligațiuni care sunt în perioada de subscriere noi emise și de ce cumpăr această obligațiune și nu subscriu acolo. O să vezi că e cam același lucru, îți explic imediat. Deci eu în momentul de față, dacă vreau să iau de 6.000 de RON obligațiuni, ce fac? Scot calculatorul să văd câte obligațiuni iau de 6.000 de RON, da? Deci ele sunt în RON, împart la 101 aproximativ o să vă câte obligațiuni pot să iau. 59,4, da? Hai să vedem, dacă pun 59 aici, o să pot să cumpăr, vedem că e un ordin mai mare, de ce? Pentru că eu nu plătesc prețul clean, plătesc prețul dirty. Și acum îți explic, o să zici probabil la prima vedere, Tiberiu, dar tu dai 107 ron pe această obligațiune în piață, pe acest, pe acest titlu de stat, când poți să te duci frumos în perioada de subscriere și să dai 100 de ron. Pentru că acum e o nouă perioadă de subscriere cu rate de dobândă similare. Da? Și atunci, tu dai 107 de ron, ești în afara minții, păi pierzi direct, pentru că valoarea nominală e 100 de ron și la scadență 2025 tu o să primești 100 de ron. Tu dai 107 de ron acum, ce faci? Ești în afara minții? Ei bine, bineînțeles că nu sunt, sau să sperăm că nu sunt. Putem să vedem următorul lucru. Deci, Prețul clean este prețul din piață. Am discutat deja despre Ask și Bid în videoclipul precedent, nu mai discut despre adâncimea pieței, ca mix sumar doar acesta este prețul la care tu cumperi, acesta este prețul la care vinzi. Și vedem ce cantitate totală este pe fiecare preț în parte. Eu vreau să cumpăr 59, hai să zicem 57, de fapt, de obligațiuni, atunci vedem că intru la acest preț. Acum, prețul clean este prețul la care se tranzacționează obligațiunea, vedem că este la un mic premium în față de valoarea nominală, de ce? Ți-am explicat relația, aș vrea singur să raționezi. Dar pentru faptul că am văzut mai devreme o să plătească cuponul în două luni și puțin, persoana care îmi vinde mie obligațiunea nu mi-o vinde la 100. De ce? Pentru că eu urmează să încasez 7,8 ron în cupon în două luni și atunci trebuie să plătesc persoana respectivă dobânda acumulată până astăzi când o cumpăr eu, a crude interest. De ce? Pentru că dobânda curge zilnic și persoana respectivă a ținut-o până acum și vrea dobânda până azi. Pentru că eu îl plătesc cu 7,1 ron în adaos față de 100, dar încasez 7,8 ron acum când se plătește cuponul. Sper că ai înțeles. O să achiziționez acum această obligațiune și cam asta a fost etapa de achiziție. Dacă vrei să te duci, o să achiziționez imediat pentru că mi-a puțin mai mult să mă mai am și la anumite lucruri. Dacă vrei să te duci să vezi la perioada de subscriere, ai aici pe Fidelis și îți explică ce trebuie să faci și noua emisiune de obligațiuni Fidelis. Dar revenind, dacă ne întoarcem la trading, portal trading, o să achiziționez acum obligațiunea, confirmă ordin, închide, lansat cu succes și putem să vedem aici ordinele executat și portofoliul și suma rămasă, da? Sumă pe care o să o folosesc să iau acțiuni mai jos. Dacă apreciezi acest material, nu uita să lași un like și un comentariu mai jos, spune ce părere despre obligațiuni și hai în grupul pe Discord comunitatea ta. Te salut cu respect și ne vedem în videoclipul următor.